Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! Marcăm împreună cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad împlinirea a 31 de ani de la înființarea Universității. Alături de mine se află profesorul universitar dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Mă bucur să vă revăd! La mulți ani, Universității! Vă mulțumim! Mă bucur să vă revăd și eu mulțumesc pentru invitație! Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a luat ființă în urma ideilor și crezului marelui patriot român Vasile Goldiș, crez într-un învățământ de calitate la Arad. Regretatul președinte Aurel Artelian a preluat acest crez și l-a materializat într-o perioadă destul de complicată. Vorbim de înființarea Universității în anul 1990, în vremuri încă marcate de revoluție. Da, istoria Universității se scrie aici la Arad. 2 mai 1990 este ziua de naștere a Universității Vasile Goldiș din Arad. Într-o perioadă, într-adevăr, încărcată de emulația celor vremuri, de dinamismul și determinarea tinerilor pentru a avea universitate la Arad. La Arad Universitate, asta s-a strigat atunci în piața primăriei, și deschiderea cu care a fost întâmpinată această solicitare a regretatului președinte profesor Aurel Artelian și a regretatului profesor Alexandru Roz a fost întâmpinată cu foarte multă deschidere de autorități care fac parte și la ora actuală din Consiliul Director al Fundației Vasile Goldiș. A fost întâmpinată cu foarte mare deschidere la nivel de conducere național. Primul ministru Petre Roman a fost cel care a rămas și este în continuare un prieten al Universității și îl admirăm și îi mulțumim în continuare și ne vizitează destul de frecvent. El a fost cel care a semnat documentele de înființare. Și așa am pornit, așa am pornit. A fost o deschidere și este o deschidere a autorităților locale pentru universitate și cred că este important o universitate în Arad din toate punctele de vedere și din tot ceea ce reprezintă contextul educațional, în primul rând academic, dar și social, dar și cel economic. Să nu uităm că Universitatea are un puternic impact economic, impact care s-a și văzut în această perioadă, adică s-a resimțit și mai mult în această perioadă de pandemie. Și tot ce amprentează o instituție de învățământ superior la nivel de oraș, la nivel de județ și la nivel național categoric. Regretatul președinte Aurel Artelian, ajutat de regretatul profesor Alexandru Roz, au gândit desigur o universitate cu mai multe facultăți, dar care au fost propunerile, primele propuneri de facultăți? Propunerile, da, aș vrea să chiar să spun acest lucru, faptul că din propunerile inițiale s-au păstrat și au rămas structura. Am păstrat-o în cursul celor 31 de ani de existență și cred că acesta este un lucru foarte important, chiar dacă denumirea facultăților a mai suferit modificări. Practic, structura a rămas aceeași, avem 3 facultăți non-medicale, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe Economice, primele înființate, și Facultatea de Științe Umaniste, și 3 facultăți medicale, medicina dentară cu tehnică dentară și
farmacia cu nutriția și medicina cu balneofiziokinetoterapie și de anul ăsta și cu asistență medicală în generală, ca să punctez. Dar ideea este că structura a rămas la fel, chiar dacă denumirea facultăților poate pe undeva au mai suferit mici modificări, sigur că a fost un echilibru în dinamică și a resursei umane și a celor care fac parte și a structurii de programe academice, dar practic această structură pe care a gândit-o domnul președinte și membrii fondatori la vremea respectivă s-a păstrat. Universitatea este unică și prin dimensiunea sa comunitară au fost angrenate instituții ale statului în înființarea universității și au adus contribuția primăria, Consiliului Județean, Prefectura, iată, Episcopia Aradului și cu toate aceste instituții păstrați relații bune și sunteți... Da, ei fac parte, da, un rol esențial în dezvoltarea universității la refundația Vasile Goldiș. Membrii fondatori sunt prezenți și sunt foarte implicați în viața comunității academice. Consiliul director al fundației are întâlniri periodice în care, sigur, universitatea face un raport asupra activității sale. Chiar în aceste zile avem aceste zile de întâlniri și rolul membrilor fondatori îl consider esențial în formarea și în dezvoltarea universității. Sunt atât persoane fizice cât și autoritățile locale în mod deosebit, care fac parte ca structură din structura Fundației Vasile Goldiș, în primul rând Arhiepiscopia Aradului, în alt preasfințitul părinte arhiepiscop fiind întotdeauna alături de universitate și de regretatul nostru președinte și împreună cu preasfințitul părinte și cu Emilian Crișanul și cu biserica, în principal întotdeauna a fost o piatră de temelie la dezvoltarea acestei instituții. Prefectura, Consiliul Județean Arad, Primăria, Spitalul Clinic Județean de Urgență sunt parteneri în dezvoltarea noastră instituțională și la acest aniversar un cald cuvânt de mulțumire tuturor. Mai vreau să fac o referire la istorie, pentru că a fost un moment deosebit de solemn la inaugurarea festivă a universității, care s-a făcut pe 15 octombrie 1990 la Teatrul Clasic Ioan Slavici. Da, într-adevăr, a fost un moment deosebit, un moment pe care îl păstrăm cu toți în mod special în memorie. Există și un obicei la noi, în universitate, un obicei care a fost lăsat de președintele nostru și pe care îl păstrăm cu drag și pe care voi îl știți. Dacă veniți în universitate, sunt peste tot imagini din activitatea noastră, panouri cu imagini sugestive și de foarte multe ori ne uităm și cu, cum să spun, cu mândrie și cu, mă rog, regret și cu nostalgie și cu, mă rog, sentimente amestecate, dar care ne fac foarte mare plăcere să revedem imagini. Cred că e foarte important să rămânem, adică să mergem mai departe cu credință, în primul rând, și cu dorință de a dezvolta mai departe, dar totuși să ne respectăm și valorile trecutului. De aceea și membrii fondatori și fondatorii universității noastre, cei care și-au asumat atunci acest, și un risc era, nu? Deci sunt vicepreședintele nostru, domnul Tănase, el a fost, iarăși atunci a avut un rol esențial în desfășurarea ce și-au asumat, enorm, nu? Deci o pornești, a fost într-adevăr emulație, dar a fost un act, mă rog, care peste ani și-a dovedit valoarea, și-a dovedit și, sigur, și ceilalți, nu vreau să se înțeleagă greșit, fiecare a avut rolul lui determinant în formarea acestei structuri și rolul nostru este să o ducem mai departe. Câte facultăți numără acum universitatea și vreau să vă întreb și care sunt cele mai căutate specializări acum? Sunt 6 facultăți, are aceea structură și facultățile medicale, avem și linii de studiu în limba engleză și în limba franceză la Facultatea de Medicină și avem limba engleză la Facultatea de Științe Economice. Avem și studenți străini și ne bucurăm că avem această comunitate bine conturată de studenți străini care aleg
orașul Arad, să vină aici. Este o comunitate sigură, se simt bine la Arad, se simt bine să vină la universitate. Această idee, știu că ați deschis și un birou în Italia, oferind, iată, posibilități studenților străini și aducându-i mai aproape de universitate. Da, am avut, colaborăm de mult cu orașul Casino și am avut onoarea în cursul anului trecut să acordăm, a fost și ultima ceremonie oficială care s-a desfășurat la universitate, înalta distinție de doctor honoris causa abatelui Mănăstirii Monte Cassino, Donato Oliari. Și sub un altul său patronaj am deschis acest birou de informare și de orientare pentru studenții italieni la Cassino cu ajutorul colaboratorului nostru, dr. Galasso Genaro. Și îl dezvoltăm, avem colaborări periodice. Ne bucură aceeași deschidere din partea orașului Cassino, care o avem și la Arad, și aceeași, pe aceeași linie am mers. Deci deschiderea, în primul rând, a excelenței sale, abatele Oliari. Avem deja proiecte comune pe care le dezvoltăm și a orașului ca și deschidere. Și este un lucru care îl facem cu toată deschiderea, cu toată transparența și într-un contact direct cu universitatea. Deci așa procedăm în acest proiect. Deci iată colaborări care au trecut nu numai testul timpului, dar și al pandemiei, în sensul în care sunteți într-o legătură continuă, chiar dacă vremurile sunt mai... Da, suntem în perioada de pandemie. Ne-a ajutat Dumnezeu și am trecut cu bine, zic eu, nu am avut îmbolnăviri în cadrul universității, ceea ce a fost extraordinar de important. Am păstrat măsurile epidemiologice în permanență. Ne-am sfătuit cu Direcția de Sănătate Publică. Avem două doctorițe, doctorița Cârnațu și doctorița Timiș, cu care ne-am sfătuit în permanență vis-a-vis de toate măsurile epidemiologice pe care le-am și aplicat în universitate. Singura, să zic așa, durere a fost că noi, ca universitate privată, într-adevăr nu primim niciun ajutor de la stat. Ne-ar fi prins bine, să zic, și nouă, că așa cum universitățile de stat au fost ajutate în această perioadă să primim și noi ajutor, dar suntem și mergem mai departe conform crezului lui Vasile Goldiș prin noi înșine. Așa că nu ne plângem și mergem mai departe și am asigurat, mai ales pentru studenți, am încercat foarte mult și am obținut acordul spitalului ca studenții vaccinați și testați să poată intra și să revină către școală. A fost foarte important, un pas foarte important pentru noi, pentru că sunt studenți la medicină și pentru ei contează foarte mult partea practică. Și studenții noștri, suntem mândri, sunt mândră de ei, s-au implicat și în acțiunile de voluntariat, atât la Direcția de Sănătate Publică, tot ce a ținut de situațiile lor, la centru de vaccinare deschis de către Direcția de Sănătate Publică în campus, pentru cadrele didactice din preuniversitar și universitar. Și chiar s-au implicat și au venit și eu cred că implicarea lor și faptul că am trecut cu bine peste această etapă de pandemie este un lucru pozitiv. Cred că acest lucru se datorează și faptului că universitatea avea pus la punct învățământul online, iată, înainte de începerea pandemiei. Da, noi am avut, într-adevăr, avem o bază IT extrem de performantă și am și investit foarte mult și înainte și acum. Am reușit să modernizăm și să avem aceste infrastructuri extrem de performante și platformele pe care le deținem, astfel încât am avut și ceea ce am avut am updatat și am crescut foarte mult tot ce ține partea de software și hardware și platforme. Infrastructura IT a fost de fapt domeniul nostru prioritar pe care ne-am axat în această perioadă și, mă rog, a fost și foarte benefic pentru că profesorii noștri asociați, profesorii noștri internaționali, doctor honoris causa universității noastre, au venit către noi, au ținut webinarii, au ținut workshop-uri, au ținut conferințe pentru studenți și copiii au fost foarte încântați și așa i-am ținut activ pentru că ei au venit cu ultimele noutăți din foarte multe domenii.
Și această internaționalizare a universității noastre a fost foarte activă în acest an, prin participarea lor și prin participarea noastră la diverse conferințe internaționale, atât majoritatea membrilor cât și subsemnata. Suntem membri în multe board-uri profesionale din care facem parte și toate desfășurările acestor conferințe care s-au ținut online am participat și am fost foarte activ în acest an, oricum asta, deci ne-am implicat foarte mult în viața comunității, în tot ce a ținut și partea de pandemie și activitatea la spital și, mă rog, fundația a fost activă prin donații și am încercat să venim în ceea ce consider că eu că reprezintă universitate, asta cred că trebuie să facă universitate, să se implice și să lase amprentă și pe plan educativ, și pe plan economic, și pe plan social, să fie o universitate deschisă la bază, dar foarte selectivă la vârf. Și atunci implicarea aceasta cred că trebuie și foarte bine amprentată și de autoritățile locale, pentru că universitatea în general este un beneficiu. Categoric. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad este într-o perioadă de înscrieri și vreau să vă întreb ce ar trebui să știe absolvenții care se gândesc să vină la universitate. Să vorbim puțin despre credite, poate și despre taxe, să vorbim, știu că acestea sunt. În primul rând ar trebui să știe că o universitate privată trebuie să ofere ceva în plus, trebuie să ofere un plus de calitate, pentru că altfel nu reușește să răzbată pe piață. Ar trebui să știe că taxele nu le-am modificat, am păstrat aceleași taxe, fiind perioada de pandemie, am considerat un lucru benefic cu care venim, că nu sunt taxe ascunse și încercăm, fiind, așa cum am spus, o comunitate activă, ca tot ceea ce ține de partea legată de studenți să venim în întâmpinarea lor. Și prin partea aceasta economică și prin partea de secretariate, toată infrastructura noastră de conducere și secretariatele la nivelul facultăților medicale sunt unite, dar toată structura de conducere este într-un singur loc, în campusul nou, și acolo suntem în permanență disponibili. Am deschis deja platforma de înscrieri și venim cu câteva specializări noi, atât din domeniul medical, asistență medicală generală, cât și din celelalte domenii, poliție locală la drept, studii de securitate la relații internaționale, și cât două masterate la științe economice la nivel de filiale, care sperăm noi să fie atractive pentru viitorii noștri studenți. Faptul că aveți acest învățământ online pus la punct atrage în continuare studenții străini. Mă bucur să văd că în continuare universitatea este atractivă și este căutată de studenți din foarte multe părți ale lumii chiar. Da, este adevărat, este căutată și noi ne bucurăm, lucrăm foarte mult și la acest aspect, la aspectul de promovare și sperăm să fie în regulă și să vină studenții la Universitatea Goldiș. Acest crez al lui Vasile Goldiș prin noi înșine, iată acum într-o perioadă în care întregul învățământ se confruntă cu dificultăți din cauza pandemiei, suprapuse peste dificultățile care erau, fac poate să fie mult mai importantă organizarea și rolul conducerii unei universități. Deci pe lângă studenți, pe lângă comunitatea care ajută, conducerea universității este cea care dă direcția și da, care categoric trebuie să menține echilibrul. Și da. Nu cred că este ușor deloc. Nu este ușor deloc. Sunt, să zic, confruntări periodic, dar sunt, în primul rând, sunt un om de echipă și lucrez cu o echipă formată de mine și sper ca să meargă cu bine mai departe. Sunt foarte mândră de oamenii cu care lucrez și categoric sunt crezul lui Vasile Goldiș prin noi înșine este definitoriu pentru noi, avem drumul nostru și nu putem face nimic fără ajutorul bunului Dumnezeu.
Așa este și iată, anul acesta, ziua Universității se suprapune și peste sărbătorile pascale. Este dublă sărbătoare aici la Universitatea de Vest Vasile Golgi. Da, este într-adevăr, este o bucurie pentru noi faptul că anul acesta ziua de naștere a Universității se suprapune peste Sfânta Zi de Paști, pentru că este o împlinire, în primul rând, în plan spiritual. Și cu siguranță regretatul nostru președinte ar fi fost foarte fericit, dar cu siguranță că de acolo de sus este bucuros că se întâmplă așa. Și cu ocazia asta aș dori să mulțumesc în primul rând întregii comunități academice a Universității de Vest Vasile Goldiș, cât și personalului nedidactic și auxiliar care își desfășoară activitatea alături de noi, astfel încât universitatea poate să funcționeze în condiții optime în această perioadă mai dificilă. Să le urez tuturor sărbători pascale liniștite și cu credință și cu dragoste să mergem mai departe împreună. Doamna rector, și noi vă mulțumim că ne-ați împărtășit aceste gânduri și vă dorim să aveți parte de mult succes, de continuitate, de sănătate în rândul cadrelor care activează în această universitate și să ne aduceți vești bune. Mulțumesc, mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de televiziunea Arad.